Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi premiul Timișoara pentru valori europene. La ceremonia de decernare, șefa statului a specificat că acest premiu este o apreciere pentru modul în care cetățenii Republicii Moldova își apără dreptul de a trăi în pace și democrație. Juriul a decis în unanimitate acordarea premiului Timișoara pentru valori europene, ediția inaugurală, excelenței sale, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru serviciile sale în apărarea libertății și a valorilor democratice în Europa. Sunt onorată să primesc premiul Timișoara pentru valori europene, pe care îl consider nu atât o recunoaștere personală, cât mai ales o apreciere pentru modul în care cetățenii Republicii Moldova își apără dreptul de a trăi în libertate, pace și democrație. Un premiu pentru valori europene. Președinta a remarcat că în acest an urmează alegeri importante, precum alegerile pentru Parlamentul European, care ar putea schimba soarta lumii în următorii 4 ani. Teoria politică nu ne afectează este greșită, pentru că de oamenii pe care îi alegem depinde cum trăim noi și cum vor trăi copiii noștri. Pentru ca binele să triumfe, a fost nevoie de eroi. În perioada care urmează, va fi nevoie ca fiecare cetățean să devină un erou. Libertatea noastră va fi în siguranță doar atunci când Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană. Premiul Timișoara pentru valori europene, care oficial își propune să onoreze personalități recunoscute pe plan internațional, care cu determinare, curaj și creativitate promovează sau apără valorile europene în interiorul și în afara Uniunii Europene, este însoțit de un bonus de 30.000 de euro, bani proveniți de la firme timișorene private. La o premiere ca cea de astăzi există mereu întrebarea: cine oare onorează pe cine? Da, ne-am întâlnit ca să-i acordăm doamnei președinte Maia Sandu cea mai înaltă distincție oferită de municipiul Timișoara, premiul Timișoara pentru valori europene. Dar în egală măsură, prezența ei la Timișoara ne onorează de fapt pe noi, timișorenii. Vă mulțumesc, doamna președinte, că v-ați rupt 2 zile întregi din agenda dumneavoastră enorm de aglomerată la începutul unui an atât de dificil pentru a celebra visul european împreună cu noi. Oficialul român a mai remarcat că Maia Sandu apare nu doar ca un lider puternic pentru poporul său, ci și ca un model pentru milioane de europeni din afara țării sale, pentru că a crezut în valorile Uniunii Europene, dând dovadă de determinare, curaj și bun simț și perseverând în a crea o cale europeană pentru Republica Moldova. Președinția de la Chișinău comunicase că șefa statului este prima laureată a premiului Timișoara pentru valori europene, instituit recent de municipalitatea din Banat.